22 de unități comerciale din Timișoara au fost închise după ce au fost descoperite acolo nereguli grave. Inspectorii de la Protecția Consumatorului au verificat piața de lactate și produse din carne din oraș, dar și laboratoarele de panificație și patiserie. Au găsit gândaci, mizerie și produse expirate. Amenzile s-au ridicat la peste jumătate de milion de lei. De la piață de aici, mulțumită administrației piețelor Timișoara. Ăsta a decedat, poate păstrăm și un moment de recunoaștere pentru el. Comisarii de la Protecția Consumatorului au descoperit într-o piață din Timișoara gândaci care colcăiau printre produsele scoase la vânzare, dar și mizerie în vitrine. Este plin de gândaci, îi se pare normal. Noi înțelegem să încurajăm producătorii români, dar pare că nu același lucru înțelege și administrația piețelor. Cred că sunt cei chemați să pună la dispoziția micului producător român echipamente de calitate pentru a nu prejudicia sănătatea consumatorului. Nu înseamnă că încurajându-i pe unii trebuie să le distrugem sănătatea celorlalți. Ce gândaci? V-ați văzut are gândac în vitrina asta? Sunt sfârmituri de brânză și alea când e la fric se îngălbenește. Alea când cagi jos după caș, după brânză, aceea se îngălbenește de frig. Așa au avut omul putere să și le cumpere, nu a avut mai mulți bani, că a fost anul greu. Nu se întopsică nimeni, că suntem cu analizele făcute și tot. Nu se întopsică nimeni de 30 de ani. N-am găsit asemenea modele, nu am găsit. Probabil că sunt și mai vechi, probabil că sunt unele dinainte de Revoluție, vitrinele oricum ar trebui schimbate, cu siguranță. Nu au scăpat de ochiul vigilent al inspectorilor în alimentație publică nici laboratoarele de patiserie și panificație din oraș. Aici au fost descoperite, pe lângă mizerie, produse expirate de acum un an și depozitate necorespunzător. Deci e incredibil ce e aici. Deci nu pot să cred ce este aici. Uite-te și tu ce rugină avem. 22 de unități comerciale au fost oprite temporar, iar alte 22 au fost închise pentru o perioadă de cel mult 6 luni. Amenzile totale aplicate se ridică la peste 600.000 de lei.